un mesaj foarte frumos. De atunci am avut prilejul să mă București la alte universități de artă. Iar în această seară am plăcerea, onoarea și bucuria să fiu alături de prietenul meu, pictorul, artistul și maestru Cornelvan, pe care aș vrea să-l salutați și căruia vreau să îi mulțumesc pentru această minunată și frumoasă expoziție. După cum mulți dintre noastre cunoaște, activitatea maestrului Cornelvan s-a desfășurat pe parcursul a mai multor decenii de activitate, iar această activitate a fost concretizată în numeroase expoziții, peste 60 de expoziții personale, atât în țară cât și în străinătate. Iată un bilanț deosebit de pozitiv în acest moment, care culminează cu această expoziție. Despre activitatea maestrului Cornelvan au scris numeroși critici de artă, au scris și au vorbit numeroși critici de artă și în același timp a avut elogii în presa de specialitate. Iar recent, asociația organizată în Muzeul Salonului de Artă, activitatea a peste 87 de autori. Am alături de mine pe președintele Asociației Artiștilor Plastici, domnul Octavian Popescu. Iar aș putea spune așa, ca o invitată de suflet al maestrului Cornelvan, o prietenă comună, distinsa scriitoare și poetă Iulia Bațiu, care ne-a onorat cu prezența venită la Constanța. De asemenea, în sală vreau să mulțumesc celor care